13 ani au trecut de când avocata Elodia Ghinescu a dispărut ca și cum ar fi fost înghițită de pământ. Ultima dată a fost văzută pe 29 august 2007, într-o zi obișnuită, care s-a transformat într-o enigmă. Atunci, fiul ei, Patrick, avea doar un an. Acum, după 13 ani, viața lui Patrick s-a schimbat radical. Patrick, ajuns la vârsta de 14 ani, a ales să-și ia adio de la numele de familie pe care îl purta, decis să nu mai aibă nicio legătură cu tatăl său, Cristian Cioacă. Tânărul locuiește acum alături de mătușă și unchiul său, construindu-și un viitor luminos, departe de umbra trecutului. Sportiv de talent, Patrick se dedică cu pasiune basketului, fiind membru al Federației Române de Basket. Povestea lui Cioacă și Elodia, începută în 2002, a fost una plină de peripeții. Elodia, atunci o avocată căsătorită, l-a întâlnit pe Cristian și a decis să divorțeze, începând o nouă etapă în viața ei. Dar cine ar fi crezut că această întâlnire avea să deschidă un capitol atât de întunecat în viața lor? Dincolo de toate acestea, băiatul lor, Patrick, își croiește propriul drum, lăsând în urmă un trecut complicat și un nume care acum aparține doar amintirilor. Doar 2 ani după ce s-au cunoscut, Elodia, avocată din Brașov, a rămas însărcinată, iar asta a adus cu sine și o serie de întâmplări neașteptate. Viața lor împreună în Brașov nu era tocmai o poveste de dragoste. Elodia și-a găsit alinarea în brațele unui fost ofițer SPP, în timp ce Cristian Cioacă își găsise o amantă. Într-un final, povestea lor tumultuoasă a luat o întorsătură dramatică. Cristian Cioacă a fost condamnat pentru uciderea Elodiei, un mister care rămâne încă nedezlegat. Deși acuzat și găsit vinovat, Cioacă nu și-a recunoscut niciodată fapta. Și mai bizar este că trupul Elodiei n-a fost găsit nici până astăzi, adăugând un strat de mister acestei povești care continuă să captiveze și să ridice întrebări.